Boys, am auzit că într-una dintre pădurile în care părinții își duc copiii în excursie a fost văzut un monstru și toate familiile care au fost acolo în pădure au fost date dispărute. Nu știu ce se întâmplă acolo, Boys, dar trebuie să merg să investigăm. Din câte am auzit de la cei care mi-au spus, monstru care i-o prins pare a fi un skinwalker, dar nu sunt sigur, poate să fie orice altceva. Eu zic să merg cât mai repede acolo să vedem dacă unul dintre membrii familiei sau poate toată familia este în viață sau pierdută. Cine știe ce se întâmplă, boys? Mi-e tare frică să mă dăm de un alt skinwalker. Nu mai vreau să trec până ce a trecut în ultima vânătoare, boys. Deci, eu zic să mergem să-l vânăm, să răzbunăm toate familia. Oh my god! Tocmai vreau să spun că acum ne apropiam să intrăm în pădurile unde familiile și copiii care au fost în excursie au fost dați dispăruți. Ok, deci undeva în pădurile astea sunt lupi. Ok, hai să urmărim sunetul ăla. Îndeaproape, boys. Deci, sunt familii și copii care au ieșit în excursie și au dispărut în pădurile astea. Trebuie neapărat să văd ce se întâmplă aici. Mi se pare că... What? Oh my god, nu cred. Boys, what? Mamă, e un cadavru! Nu crezi, s-a auzit... Mamă, oare bestia pe aproape? Uai, mamă, e recent! Nu cred... Ce s-a auzit? Mamă, s-a auzit ceva, ok. Mamă, și avea metri la el, oare... O fugit de bestie? Sau de skinwalker, nu știu ce... Nu știu... Chiar seamănă a skinwalker, boys. Din ce țin eu minte din ultima vânătoare, ce se întâmplă aici, e exact ce s-a întâmplat data trecută. L-a masacrat, l-a omorât. Ai de cap, mă, ok. O să ținem minte de locul ăsta și poate vine aici înapoi. Mamă, ce rău îmi pare, bun. Aoleu, deci e fix aici, între drumuri. Bun, mă gândesc, să urmărim sunetul de lup sau să urmărim sunetul de monstru. Ce se aude? Auziți? Ok. Mamă, mi-e frică să nu fie cumva skinwalker-ul să imite sunetele, să mă ademenească. Ok. Hai să nu urmărim sunetele alea ciudate din pădure. Poate sunt fantome și spirite rele care mă face să mă duc la sunetele alea, boys. Și niciodată nu trebuie să le urmărim. Haideți să mergem jos în pădure, să vedem poate de unde a venit sunetul ăla. Este skinwalker-ul sau bestia care a omorât acel om. Mamă, săracu. Aoleu, deci mi s-a întors pe mine. Sper din suflet să găsesc măcar un supraviețuitor dintre oamenii dați dispăruți. Ai de capul meu. Ai. Mamă, cât e pădurea asta de mare. Poate să fie oriunde oamenii. Ok, am auzit o căprioară în depărtare, dar nu trebuie să las să mă fenteze. Poate să fie schimbă, că și poate să fie orice. Hai să coborâm pe drumul ăsta, încet, încet, jos. Și din câte țin eu minte, din ce mi-a spus șeriful, aici jos este un lac, unde la lacul ăla campau de obicei oamenii și își făceau locul de noapte când veneau să viziteze pădurile astea. Mamă, păsările, boys. Mamă, s-a auzit o pasăre, uai, ce m-am sperat lângă mine. Ok. Lupi în depărtare. Ok, și o bufniță. Bun. Nu cred. Pași, boys. Oh my god, e creatura. E exact în zona de unde am auzit mai înainte noi sunetele alea. Ok, hai să urmărim în drumul ăla. Intrăm adânc în pădure. Hai de capul meu. Mamă, deci îmi bate inima de nu mai pot. Ok, sau de ară sunetul ăla dintre copaci. Hai să-l ignorăm cât mai mult. Oh, nu cred. Un loc. Alo? Alo? Mamă! Mamă, cineva a campat aici! Oare să fi fost familia? Mamă! Ok, este un cort. Mamă, poate să fie un cort unde... Ce se aude? A râs un copil! Mamă, s-a auzit? Nu cred, mamă! Bă, ceva paranormal se întâmplă aici! A râs o fetiță mică! Uai, nu cred. Aici, cred că aici a stat familia cu copilașii ei. Și de aici au fost dat dispăruți. Dar e recent.
E focul făcut. Cineva a râs aici în pădure. O fetiță mică a râs aici. Alo? Fetiță? Ești cumva în viață? Răspunde-mi! Aoleu! Mamă, m-a luat Fiori... Boys, deci m-a luat Fiori... Pe aici, pe undeva, printre copaci, dar nu. Ok. Mamă! Deci... Ce se aude? S-a auzit ceva dinspre pădure, exact de unde am ieșit de acolo, s-a auzit ceva. Ok. Haideți să intrăm iar în cort. Poate când intrăm. Deci când am intrat, oh my god, am găsit gloanțe, perfect. Bun. Mamă, deci locul ăsta este bântuit. Poate spiritul fetiței a familiei care a dispărut bântuie locul ăsta. Mamă, boys, deci locul ăsta. Mamă, șarpe. Uai, ce m-am spăreat, boys. Mi-a crăpat inima, mă. Ok, a fost un șarpe, l-am omorât. Hai să vedem să dacă putem să luăm... Ok, am extractat veninul și cu veninul aș putea să fac o travă, să-mi pun pe gloanțe sau să îmi fac o poțiune de vânător. Ok. Bun. Sau pot să otrăvesc mâncarea care mănâncă skinwalker-ul să mănânce mâncare otrăvită. Ok, boys. Deci am intrat în inima pădurii. Și ne îndreptăm spre locul ăla. Amanda, sunt curios dacă... Ok, trebuie să revenim să explorăm locul ăsta, boys. Neapărat. Nu se poate așa ceva. Deci locul ăsta trebuie explorat. Să nu uităm. Ce a fost acolo? Ăsta e exact în inima pădurii. Bun. Hai să urcăm pe aici, pe munte. În sus. Mamă! Skinwalker! Uai! Boys, nu cred! Ai de capul meu! M-a atacat exact aici! Uai, ce m-am speriat, boys! Nu cred! Oh, și-o fugit fix aici! Deci e adevărat! Băi, Skinwalker! Mamă, ce m-am speriat, boys, nu! Ok, două hituri pe el, urmărește-l! E același! Nu cred! Deci sunt mai mulți! Oh my god, deci nu a fost numai acolo! E... Oh, lacul! Mama a zis bine, șeriful, boys! Exact, uite aici se făceau oamenii locul de ve... Nu cred. Ok. Mamă, boys, deci nu cred, e Skinwalker. Ai de capul meu, boys. Deci nu vine să cred, aceeași creatură care a terorizat orașul ăla de bătrâni terorizează și pădurile astea de turiști. Mamă, deci nu vine să cred, deci toate familiile care au venit cu copiii și toți copiii care au venit în excursie, care au fost dați dispăruți, au fost omorâți de acest Skinwalker, boys. Ok. Ok, deci e misiunea mea să-i răzbun, boys. Ce asta? Pot să-mi curăț arma? Used to clean weapons. Clean gun will have zero misfire. Deci dacă cumva găsim shotgun, putem să curățăm mâncare, perfect. Ce s-a auzit? Un pește în apă. What? E șarpe, boys. Ia cât-l. Ce faci, onții? Bun. Extractăm veninul. Suntem cu ochii în patru. Ai de capul meu, boys. Bun. Hai să ne uităm în apă pentru că e chiar frig afară și nu vreau să-mi înghețe picioarele. Doamne, cum ar fi să mor... Mamă. Bă, am un țânțar în cameră, boys. M-am și speriat. What? Ok. Hai să fim atenți că în partea aia a fugit Skinwalker-ul. Deci a fugit exact în inima pădurii. Hai să explorăm locul ăsta unde a fost... Mamă, aici au fost mai multe familii, boys. Mamă, câte corturi. Deci toți oamenii ăștia au fost dați dispăruți. Un alt medkit, perfect. Ceva aici? Nu. Mamă, deci aici dormeau ei. Uite ce asta, mâncare pentru Skinwalker, perfect. Carne să-i punem să-l ademenim. Deci cu carnea aia putem să-l ademenim spre noi. Să-l facem să vină. Un radio. Zice ceva? A, nu, numai cântă. Ok, hai să-l oprim. Nu vrem să ne bate YouTube-ul pe cocoașă, boys, cu copyright-ul. Nu cred! Am găsit un silencer! Oh my god! Mamă, vezi că... Ce s-a auzit? Am găsit un silencer și acum inamicii mă vor auzi mult mai încet. De la o distanță mult mai mică, deci putem să vânăm mult mai bine. Ai de capul meu! Ok,
E perfect, boys. Deci, ok, luăm toate gloanțele care putem să le luăm. Deci, momentan am luat gloanțe de shotgun. Ai, de aici ce-a făcut ei? Bă, ce-a fost aia? Mamă, m-am speriat. S-a văzut ceva, că e ceva în tufă, mă. Să nu fie ceva foșnier în tufă, mă. Ok. Ok, ciocănitoarea Woody, boys. Trebuie să avem grijă. Ok. Nimic în corturi. Momentan nimic. Mamă. Ok. Bine de știut că am luptat tot aici. Deci, ce rămâne în planul nostru e să vedem ce a fost locul ăla de acolo, locul ăla bântuit și fetița aia, că a fost o fetiță. Oare a fost, a vorbit și a fugit sau a fost fantomă, boys? Voi ce ziceți? Mamă, ce e ăla? Ați văzut? Ceva s-a mișcat acolo. Oh, ai pompi! Mamă, că s-au de pușcă acum! Deci chiar s-au de bine, ok, hai să luăm carnea. Deci am vânat un porc mistreci cu carnea asta, putem să facem meat pile, să vină la noi schimba acolo să-l vânăm. Hai de capul meu. Ok, hai să merem mai adânc în pădure. Oh, un trap. Bun, luăm toate trapurile care putem, dar eu zic să facem următorul lucru, boys. Eu zic să punem un totem aici, în care putem să salvăm progresul și dacă cumva ceva se întâmplă și vine în zona lui, să punem aici un totem pentru Skinwalker, boys. Uite, îl punem acum. Yes! Perfect! Și la asta putem să salvăm. Și prima noastră salvare, boys. Cum salvăm? Salvăm. Yes! Perfect! Bun, deci dacă acum dăm pe M și deschidem harta, vedem că aici sus avem un stash de gloanțe care l-a de la șerif și toată harta asta și toată zona asta simte Skinwalker-ul. Deci momentan Skinwalker-ul nu e în zona asta. Bun, văd că am un punct de interes acolo, ceva de genul, dar îs curios dacă prin pădurile astea are cumva Skinwalker-ul un bârlog, ceea ce trebuie să-l găsim neapărat. Poate găsim bârlogul, putem să eradicăm complet Skinwalker-ul din zona asta. Pentru că dacă îl omorâm pe unul, poate are cumva bebeluș Skinwalker, nu știu cum se procedează, dar poate să înmulțesc și... Auziți? Aud șopteli. Ceva s-aud tici. Hai să merem pup să vedem ce s-aude. Păi s-aud... Ok, de acolo s-aude o guangă. De aici s-aud... Mamă, simt ceva! Un spirit! Nu cred, e un spirit întune... Mamă, e un spirit negru, boys! Un spirit malefic! E o entitate aici! Ok, hai să nu o enervăm! Și un șarpe! Uite, șerpi! Bufniță! Ok... Putem să vină și bufniță, dar hai să nu ne apropiem de spiritul ăla malefic, boys! Ai o fantomă rea! Nu vreau deloc să am de-a face cu așa ceva! Hai să continuăm pe drumul ăsta, poate găsim altceva. Hai, ar fi genial dacă aș putea să găsesc pe cineva în viață. Să poți să salvezi viața, dar... Mamă, șansele sunt minime, boys. Deci șansele de a găsi pe cineva în viață sunt minime, în special în pădurile astea. Sunt prea dense să ne vedem ceva. Deci, mamă, deci locul ăsta îmi aduce fiori maxim, boys. Ok, hai să ne grăbim în zona asta. Urcăm în sus prin locul ăsta și... Vedeți ceva acolo? Mamă, sunt mașini! Cineva se mișcă acolo! Ok, hai să merem, aia e următoarea zonă de interes. Putem să merem să urmărim să vedem ce e acolo, boys. Oh, uite mașină! Poate cineva acolo! Perfect! Mamă, îmi caut spiritul ăla întunecat, boys. Nu ne apropiem de spiritul ăla malefic. Bun. S-a auzit ceva. Ok. Piatră. Bun. Am auzit un... Oh, un urs! Nu! Nu! Mori! Mori! Pompi, nu! Au! Nu! Au! Mamă, ce low HP-s, boys! Trebuie să mănânc neapărat! Nu, îmi dau medkit! Mamă! Ok, două bucăți de carne, perfect! Perfect, boys! Ai de capul meu! Mamă, urși și în pădurea asta. Trebuie să am foarte mare grijă că viziunea mea e foarte limitată în pădurile astea. Și foarte întunecat, după cum puteți vedea.
abia se vede ceva. De aia trebuie să urcăm, să vedem cât mai bine. Ah, e o creangă acolo. Mama. Ok. În partea... Lup! Lup, lup, lup! Ok, new skill! Perfect! Am dat level up, boys! Deci, hai să vedem ce zice aici. După ce inspectez o urmă de skinwalker, pot să-i văd urmele mult mai lung. 30 de secunde mai lung, pot să-l văd unde este. Sau, HP-ul meu se regenerează cât de încet posibil. Nu, deci asta e insane. Să mi se regenereze HP-ul. Pentru că nu se știe niciodată când rămân fără mâncare. Bufnița! Bufnița, boys, ia să vedem. Oh! Un câine! Țineți minte, boys! Din episodul trecut, din vânătoarea anterioară. Câinele m-a ajutat să-l găsesc skinwalker-ul. Ok, perfect. Cățelul. Mamă, câinele ăsta e de la o familie pierdută. Sigur mă va duce la familia aia. Ok. Unde e cățelul? L-aud aici. Mamă, deci este un cățel pierdut de la o familie, boys. Îl aud. Uite-l! Perfect! Du-mă la ai tăi! Du-mă, cățelule! Ok, mă duce! Mamă, oare mă duce la familia lui? Mamă, chiar e un cățel pierdut! Hai să merem! Ok, să nu uităm locul ăsta la care am vrut să mergem. Era o mașină acolo și ea se mișca. Deci putem să mergem... Uite acolo! Să nu uităm... Să ținem minte locul ăla... Nu cred! Ce s-a întâmplat? Unde e cățelul? Bă, ce m-am speriat, skinwalker, deci am rămas mască. Deci, boys, legit m-am speriat de nu mai pot. Unde e cățelul? L-a omorât? Ai de capul meu, boys. Cred că știu ce s-a întâmplat. Câinele ăla nu era câine. Nu e niciunde aici. Boys, câinele ăla era de fapt skinwalker-ul. Și m-a ademenit la el să mă atace pe surprindere. Și exact când mi-am întors spatele, m-a atacat. Ai de capul meu, boys. Deci, efectiv, mi s-a ridicat părul pe spate de fiori. De serios, ai de capul meu, boys. Deci câinele ăla a fost... Skinwalker! Mamă! Mamă, bine că nu a reușit să mă atace, că skinwalker-ul lovește foarte tare. Deci, de la două bucăți de skinwalker, îs literalmente culcat, boys. Trebuie să am foarte mare grijă, trebuie să fiu foarte precaut, să nu cumva să mă lovească. Uite aici! Toți oamenii ăștia... Johnny! Uite! Exact! Cred că asta a fost una dintre fetele din grupa de copii care au dispărut. Uite! Copil pierdut, bebeluș. Aoleu, deci... Uite, pisică pierdută. Ai de cap meu, câți oameni au fost pierduți. Mașina asta încă funcționează, deci sigur... O rulotă. Ok, mașina e pornită, deci ceea ce îmi dă mie de înțeles este că... Ok, mâncare aici. Boys. Mașina e pornită. Ok. Cineva a lăsat motorul pornit și e în pădure momentan. Eu zic să urmărim, să urmărim drumul ăsta. Unde ar putea să meargă? Un lup! Un lup, boys, un lup. Ok. Hai să-l vânăm și să încărcăm. Bun. Trebuie să fim precauți cu folosirea gloanțelor, pentru că dacă nu folosim gloanțele cum trebuie, nu știu cum să zic, dar o să rămânem fără și trebuie să merem până la stash-ul din partea alta hărții. Deci, avem de străbătut toată pădurea ca să luăm niște gloanțe. Deci momentan mai avem 29 de gloanțe, dacă nu mă înșel. Și atât. S-au mișcat păsările. E posibil să fie ceva acolo. Exact, era lupul, vedeți? Deci păsările chiar ne alertează dacă cumva ceva e acolo. Deci a fost lupul. Mamă! Bun, l-am omorât. Și am auzit aici o plantă. Nu, m-am speriat de sunet, mă. Ok. Planta asta, dacă o consumăm, o să ne dea viață în plus și ne dă extra viață peste ceea ce avem noi. Ce se aude? Oh! Nu! Ah!
Nu cred, e un cultist. E un cultist al lui Skinwalkerului. Ăștia se roagă la Skinwalker, îi știu. Mamă, 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 mamă. Repede. Nu. Mamă, vedeți? Nu e om. E un om posedat. Șarpe. Ok, să nu ne jucăm cu viața noastră. Nu ne jucăm. Ok. Acum vine. Are macetele, mă taie, vrea să mă înjunghe, boys. Nu. Vai, sare cațapul. Nu mai sări, mă. Repede. Trebuie să mor cu cultistul. Ma problema următoare, boys. Dacă vine Skinwalker acum. Asta e problema. Dacă cumva Skinwalker acum vine pentru că l-a arătat ăsta și ăsta trage de timp. Nu, am ratat. Ok, hit. O, m-o tras la el. Deci, dacă cumva alertează Skinwalker-ul. Deci, nu-i de joacă. Nu mai am gloanțe, nu! Nu. Sare. Repede. De în spate. Pe cocoșă. Fuge! Ok, în momentul să încarc să mă retrag puțin. Ok. Nu! Mamă, sună mine Skinwalker-ul acum. E oribil dacă vine acum Skinwalker-ul, boys. Hai. Trebuie să așteptăm să ne atace într-un moment oportun. Exact când știm să lovim. Hai. Yes! Mori, mă, mori! Ai de ca... It's coming, vine! Boys, vine Skinwalker-ul. Hai să atingem ăsta și ne dă viață prin... Uite cum arată! N-are ochi! N-are nas! Ok, vine Skinwalker-ul momentan spre noi. Mamă, din partea asta, mă zic că vine, boys. Mamă, mi-e tare frică. Hai să urcăm aici sus să vedem bine de jos. Da. Ok. Zic că e perfect. Și aici îl așteptăm. Mamă, boys, ce stresat îs. Ok. O zis că vine, deci... Skinwalker-ul chiar simte când ne atacăm cei care se roagă la el. Hai de capul meu, boys. Ok. Bun. Ce s-a auzit? S-a auzit ceva aici. Mamă, dar nu m-aș lua ochii din partea aia. Asta e problema. Fiți. Uite-l! E invizibil! Nu. De la bucă, dă-i. Dă-i. Efectiv, a dispărut. Sau? Ați văzut ce s-a întâmplat? S-a transformat în pasăre! Ai de capul meu. Deci, boys, pentru cei care nu știți, Skinwalker-ul poate să se înfățișeze și să ia orice formă a oricărui animal. Deci s-a transformat în pasăre și a zburat, ați văzut? În mai multe păsări. Ok, o fugit în partea aia, e momentul oportun să explorăm în partea asta la altă, boys. Și avem o problemă foarte mare. Ceea ce trebuie să facem noi este să mergem să luăm gloanțe. Rămânem fără gloanțe, boys. Avem momentan pe 13 gloanțe rămase. 13 gloanțe. Și suntem în inima pădurii de unde Skinwalker-ul ne-a atacat. Ok. Da, nu. Deci, nu cred. Un spirit, boys. Hai de cap, meu, o fantomă. O vedeți? Ok, dar asta e fantoma albă, deci înseamnă că e un spirit bun. Hai să vedem cine oferă. Nu vine să cred. Asta e un spirit ori al unui copil, ori al unui membru din familia care a fost pierdută, dar dispărută. Mâncată de Skinwalker, boys. Ai de capul meu. Odihnește-te în pace, deci. Ai de capul meu. Ok. Bun. Mamă, ce aici? Nu cred, ăsta e autobuzul care a venit copii aici, uită-l! Mamă, l-a distrus tot Skinwalker-ul! Ok, nu mai am timp să explorez locul ăsta, trebuie să mă duc neapărat să iau gloanțele. O să revin la explorat la locul ăsta în curând. Repede, boys. Repede, trebuie să mergem cât mai rapid să luăm gloanțele din partea alaltă. Deci, momentan, este aici. Noi suntem fix în partea opusă. Ai de capul meu. Bun. Bă, nu e bine deloc. Dar ce trebuie să fac eu? Este să mă duc acolo, nu am de ales.
Mamă, dar ce se aude când se întâmplă asta? Ok. Mi-e frică să nu fie altă creatură decât Skinwalker Boys. Posibil să fie un Wendigo? Nu se știe ce alte creaturi sunt în pădurea asta. Dacă Skinwalker pe aici, la cât de mare e pădurea... Pași. Boys, pași. Ok. Ok. Hai să vedem ce se ascunde aici, boys. Îmi las camera puțin mai jos. Oh! Mamă, deja e în parte. Vedeți? O fugit în partea aia. S-a făcut în pasăre și a zburat până în partea aia la ta. A pădurii. Ok. Suntem înapoi aici la totem. Vreau să salvez neapărat. Salvăm și mergem. Mergem în partea aia la altă, boys. Ok. Deci undeva pe acolo e Skinwalker-ul. Bun. Haideți să nu mergem acolo și să mergem aici, zic eu. Mergem în partea asta să ne luăm gloanțe. Mai avem momentan doar 12 gloanțe. E foarte crâncenă situația. Hai, repede. Trebuie să fugim cât repede posibil. Chiar dacă rămânem fără plămânii noi, ne capă pe... What? Un watchtower? Stați puțin. Unde am gloanțele? Este watchtower? Oh! Șarpe, ok. Ignorăm șarpe. Bă, stai puțin. Nu, trebuie să o vină șarpele. Unde e? Aici. Am ratat. Mamă, nu pot să ratez niciun glonț. Ok. Extragem veninul și mergem. Ok. Mai am, momentan, doar 10 gloanțe. Un alt pas. Ok. Și aud lupi. Mamă, e acolo. Oh, se mișcă, vedeți? Se mișcă. Ok. Ok, 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 ok. Mamă, lupi în față. Oh! Ați auzit exact de unde l-am văzut că este? Acolo s-a auzit urlătura. Mamă, să fi găsit pe altcineva? Știți, când mă atacă pe mine, de obicei Skinwalker-ul urlă. Oare o găsi pe cineva? Și-a urlat? Ok. Uite gloanțele acolo, perfect. Mamă. Bun, dar sunt curios ce e aici. Bun, hai să prima oară să luăm gloanțele, cel mai important lucru. Url lupul. Acolo era un lup. L-am văzut foarte bine cu ochii mei. Hai să vedem. Când primim damage, devenim invulnerabili. Ăsta e cel mai perfect perk care l-avem. Deci când ne lovește Skinwalker-ul sau orice, devenim invulnerabili la damage pentru câteva secunde. Ăla e perfect. Ne salvează viața insane. Și avem perfect, avem un meat pile perfect ca să ademenim Skinwalker-ul. Ok, mi-am luat și gloanțele. Hai să mergem la Watchtower să vedem ce se ascunde aici. Ai de capul meu, boys. Ai de capul meu. Bun. Perfect, 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 perfect. Bun, lemne, deci cineva trăia aici. Vedeți? Oh, flare, perfect. Astea spere schimb acolo. Deci lumina foarte luminoasă. Spere schimb acolo. Acolo face la caca. Bagă buca să, doamne fere. Ok. Bun. Bă, asta e o casă în care pot să stau în siguranță de schimb acolo. Am o idee, boys. Fiți atenți aici ce facem. Am o idee genială. Cum ar fi să ademenesc Skinwalker-ul aici, să stau în casa asta să-l pândesc? Bicicletă veche. Ok. Deci fiți atenți ce idee mi-a venit. Hai să vedem ce este sus, ce se ascunde. Poate găsim un shotgun, pentru că nu l-am luat la vânătoarea asta. N-am știut că chiar Skinwalker-ul mă așteaptă aici. Ok, mai avem acolo gloanțe. Ok. Fiți atenți ce facem, boys. Deci nu vreau să stau acolo, vreau să stau sus. Și putem să punem un meat pile să-l ademinim aici. Oh! Armură! Nu, pot să car mai multe gloanțe! Mamă, e perfect, boys! Ok. Bun. Fiți atenți ce facem aici. Luăm trap-ul ăsta, coborâm jos și punem un meat pile. S-a ademinit Skinwalker-ul. Deci, din toată carnea care noi am vânat-o, o să facem o grămadă de carne și o să ademinim Skinwalker-ul, ok? Luăm gloanțele astea, că mai putem să cărăm extra. Și mergem aici, fiți atenți. Aici așa o să punem un meat pile. Ca să vedem... Bufnița! Bufnița, boys. Te rog. Nice! Perfect! Ok, o să mai avem acolo un meat pile de luat. Oh! Ăla. Ia, putem să punem? Te rog. Perfect! Vine! L-ați auzit? Ok, vine pentru carne, o zis. Perfect, hai să urcăm sus. Să-l vedem. Să vedem cum mănâncă, sunt chiar curios dacă vine să mănânce. Repede sus, mamă, cum a fugit de... M-a mențit capul. Repede. Ok.
Ok, acolo jos e meat pile-ul și noi stăm să-l vânăm. Hai să vedem dacă vine. Hai. Hai, skinwalker, să vedem ce poți. S-a auzit un lup în depărtare. Nu uitați, poate să transforme ori în lup. Dar poate vine ca lup să mănânce. Hai să vedem. Deci acolo așa e meat pile-ul. Hai să vedem cât de repede vine la carne. Sunt chiar curios. Uite, puteți vedea lacul de acolo. Vedeți? Vedem lacul. Nice, 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 boys. Ok. Uite-l! Uite-l cu vine, uite-l! Mamă, în patru labe! Ia că mănâncă! Aș face HP-ul dacă mănâncă, nu bine! Nu-i bine. Ok. Două hituri. Mamă, a ratat al treilea. Al treilea am dat la stres. O fugit înspre apă. Deci dacă cumva mănâncă, își face viața. Mamă, nu-i bine deloc ce se întâmplă acolo. Ok, boys. Bun. Hai să coborâm. Să vedem cât o mâncat din... Mamă, dar o mâncat bine. Aoleu, boys, bă, dar o mâncat... Ok. No, ok, nu o să mai atragă niciun skinwalker, că deja știe. Ați văzut? Bun, perfect. Hai să ne luăm gloanțele. Să plecăm. Mamă, locul ăla chiar e interesant acolo. Ceea ce vreau eu să fac... Să mă explorez în partea asta și să nu uităm de zona aia cu multe mașini, boys. Repede. Hai să... Un mic shed aici, vedeți? Perfect. Hai să mergem să vedem ce se ascunde aici. Ia, urcăm sus. Și nimic. Aici era un scaun, stăteam un vânător să vâneze aici. Mamă, dar e absolut pustie pădurea asta de când s-au întâmplat evenimentele alea. Ok. Mamă, porc! Perfect, vezi că e bine! Ne trebuie cât mai multă carne, boys! Toată carnea care putem să o luăm, o luăm, ok? Ce s-a auzit? S-a auzit ceva aici! Mamă! Mamă, nu a fost sunet normal! Nu am nimic, nu văd nimic! Aud șoptele! Nu. Boys? Ceva e acolo. Oh my god, e un spirit. E un spirit malefic. Ok, hai să nu ne apropiem de locul ăla. Poate păzește ceva. Poate spiritele malefice păzește ceva bine. Mama, ar fi bine uneori să mă duc să explorez, dar avem tot tipul de lume momentan. Vreau doar să văd ce a fost sunetul ăla. A fost un animal? Apoi mergem să vedem. Ce? Și cine a fost acolo? La spiritul ăla malefic. Ok. Hai să vedem, găsim animalul ăla care a scos cu sunetul ăla. Poate o vulpe? Nu mai dat nimic. Ok, boys. Mamă, păsările. Ah, uite lupul, perfect! Vânăm lupi. Și am văzut și o plantă. Putem să luăm planta, boys. Eu zic că e perfect, ar fi momentul perfect să luăm o plantă. Ok. Luăm carne de lupi și luăm plantă de aici. Uite-o. Și o să ne dea mai multă viață. Perfect. Ne crește viața, boys. E absolut perfect. Ok. Hai să coborâm din pădurea asta. De fapt, hai să vedem ce ascunde acolo spiritul ăla malefic. Acum avem timp. Cum că o fugi și schimba cărul, e perfect. Să vedem ce ascunde acolo. Oare păzește ceva spiritul? Ia. Repede, boys. Aici și-a sus l-am auzit. Mamă! Puteți vedem tot aici. Uite-l! Uite aici și spiritul malefic, boys, uite-l. Mamă, cum se vede așa. Vedeți ceva întunecat și înșoptește. Chiar a ascuns ceva! Nu cred. Urme de skinwalker. Nu cred. Așa ceva, boys. Ce-i pe aici? Mamă, locul ăsta e chiar sinistru. Un watchtower imens acolo. Bun. Bun. Hai să mergem în partea asta, unde am văzut skinwalker-ul. Mergem exact după el, boys. Trebuie să-l omorâm odată și pentru totdeauna. Mamă! Păsările. Să avem mare grijă, boys. Mamă, ce frică mi-e când... Deci când, în momentul de față mi-e frică de nu mai pot pentru că e pădure foarte densă. Și nu știm de unde iese.
Hai, boys. Un biserică! Oh my god! What? Ce? Urs! Nu! Nu! Nu, 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 nu! Nu, 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 nu! Mamă! Mă, ce m-am speriat, boys? Hai de capul meu! Ok, era urs aici. Problema e că e schimba când în față și acolo sus. Cum ar fi să urcăm acolo, boys? Ok. Deci avem momentan prea multe locuri în care putem să mergem și trebuie să le luăm pe aia din spate momentan. Păsări, boys. Cineva a speriat păsări. Mi-e frică. Ok, nu a fost nimeni. Shotgun! Nu cred! Perfect! Oh! Nu, sus, poartă-te!